Păi stăteam și ascultam muzică cu soția pe terasă. Da? Foarte frumos. Nasol, deciziile au luate, le luam, era dureros, mai și plângeam așa puțin, așa. La chestia umană era foarte dureroasă. Dar, pe urmă, job. It's a job. Dar nu când dai oameni afară. Ah, e nasol. Când dai unul afară, că ai nesimțit, că ai îngălat, e o plăcere. E o plăcere. Știi? Dar când ai oameni care au muncit și au dat tot ce au putut ei, și oricum nu înțeleg nimic la televizor, nu, de-abia mult mai târziu, știi că încă Băsescu zicea că nu suntem în criză și chestii de alea, da? 2009, da. Chiar un membru fruntaș al unui partid fruntaș, m-am întâlnit cu el la Viena și mă întreba, mă, Radu, chiar e adevărat asta cu criza? Adică ei acolo erau, nu, e un prieten, adică nu cu răutate, sau era, se mira și rău, fi propaganda celorlalți sau. Deci nu erau rupți de realitate. Nu, am luat-o până la urmă ca pe un job și am dus-o până la capăt. Știind ce am de făcut, adică separarea asta din prima secundă. Am început cu băncile, negocieri foarte grele, tot timpul trebuie să le dai ceva în schimb. Și cum mai prindeam ceva, cum le mai dădeam ceva.